Ora 19, bună seara, doamnelor, domnilor, sunteți în umbra știrilor foarte bine. Este dezastru în județele Galați și Hunedoara. Sunt peste 3.000 de familii afectate în urma acestor inundații și guvernul vine cu primele măsuri. În primul rând, s-a decis în ședința de guvern de ieri ca fiecare familie să primească până la 10.000 de lei. Este un prim ajutor pe care guvernul îl acordă în această situație. De asemenea, ONG-urile au început să strângă ajutoare. Se fac apeluri pe paginile de socializare pentru a fi ajutate aceste familii. În tot acest context ne întrebăm dacă această situație putea fi evitată, asta după ce știm bine s-a mai întâmplat în ultimii 15 ani și de fiecare dată autoritățile statului au promis că vor face ceva. Și, desigur, am rămas doar la stadiul de promisiuni. Acum vine premierul Marcel Ciolacu și spune exact de ce consideră că nu s-a făcut nimic în acest caz, care au fost informările care au fost aduse. Vom vedea care este reacția premierului în câteva clipe. De asemenea, este un nou risc de inundații. De ce? Pentru că nivelul apei, după acest nou risc de inundații, ar putea crește cu peste 8 metri în zilele următoare. Și este panică în acest moment, nu doar la nivelul României, ci și în Ungaria, Austria sau în Germania. Cum vrea Uniunea Europeană să ajute statele afectate de inundații, aflați ora aceasta. De asemenea, vom discuta și despre riscul de viituri majore pe mai multe râuri din Moldova până joi. Amenințările și, de fapt, avertizările care au fost date de agenția de ANM le aflați în această seară. De asemenea, vom discuta, doamnelor, domnilor, și despre ce vrea să facă Klaus Iohannis, care până mai ieri se vedea șef la NATO, acum se vede senator în Parlamentul României. Și cum PNL vrea să modifice legea pentru un singur om, vedeți în această seară. Care este reacția celor de la PSD? Veți vedea în câteva clipe, pentru că premierul Marcel Ciolacu îl ironizează pe Klaus Iohannis. Ce a spus Marcel Ciolacu în această dimineață, înainte de a se întâlni cu președintele Klaus Iohannis, viitor senator, pentru că nu e așa, dacă domnia sa își dorește ceva, PNL execută. Cât de mult îi va afecta pe cei de la PNL această măsură, încercăm să aflăm ora aceasta. Vom discuta de asemenea și despre incendiatorul din Parlament, ce le-a declarat jurnaliștilor și mai ales polițiștilor, de ce a recurs la acest gest, ce mesaj vrea să transmită, aflați ora aceasta. În urmă cu foarte puțin timp, judecătorii au decis arestarea acestuia pentru o vreme de 30 de zile. De asemenea, vom discuta, doamnelor și domnilor, și despre ce se întâmplă acum în Liban și Iran, pentru că vin dezvăluiri de la CNN, se pare că Mossadul s-ar fi aflat în spatele acestui atac care a dus la peste 3.000 de persoane rănite și 12 morți. Despre toate aceste subiecte și nu numai, discutăm, doamnelor, domnilor, cu invitații orei. Este vorba despre Sarmiza Andronică, analist politic. Bună seara! Bună seara, mulțumesc! Lorena Stoian, din partea Partidului Social Democrat, bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Și eu pentru prezență. Ștefan Pălărie, din partea USR, ni se alătură în câteva momente. De asemenea, și din partea PNL, va fi domnul Virgil Guran. Începem pentru început, doamnelor, domnilor, cu tragedia din județele Galați și Hunedoara. Așadar, doamnelor, domnilor, este un nou risc de inundații în județele Galați și Vaslui. Mergem pentru început la colegul meu, Robert Barbu, care vine cu mai multe detalii, pentru că vreau să vedeți ce a rămas în urma acestor viituri. Bun găsit, doamnelor și domnilor, ne aflăm acum pe strada 1 decembrie din comuna Costache Negri, cea mai afectată stradă din această comună. Vorbim aici de sute de case care au rămas fără nimic, toată mobila a fost luată de viitură, toți oamenii s-au chinuit de 5 zile să scoată mobila distrusă, să curețe mâlul din casă, practic să încerce să-și facă din nou un locaș în care să doarmă. Puteți observa că nu mai este absolut nimic în casă în afară de mâl, urmele apelor de pe pereți și ce au mai
mai apucat oamenii să strângă pentru a putea să mănânce sau să bea apă cât timp continuă cu curățenia. Noi în momentul de față ne aflăm în casa familiei Chiper, familie care pe lângă că a fost lovită de apă și de viitură, a avut parte și de o tragedie cu adevărat. Tatăl doamnei Ghinița a decedat în urma viiturii. Ea ne va spune acum ce s-a întâmplat și cât de greu a fost toată această perioadă. Să rămână. Bună ziua! Această perioadă a fost foarte grea. Eram în cameră cu soțul meu și când a venit apa, i-am spus soțul meu, urcă-te și tu pe fereastră ca să nu ne ia și pe noi apa. Și tatăl meu era în camera ailaltă, era apa mult mai mare când ne-am trezit cu apa, n-am putut să o salvăm. Și atât, că dacă puteam să-l salvăm, era și el în viață, dar a murit înnecat. L-a luat apa, a venit viitura foarte rapidă și o vâjitură foarte tare era. Și nu puteam ca să îl salvăm pe tatăl meu. Am găsit niște băieți care au venit și ne-au ajutat. Ne-am scos mâlul de aici, din casă, și ce am avut și din salon. Și din unde am decedat tatăl meu. Atât. Încolo n-a trimis pe nimeni, cu nimic. Și doamna Niculescu Emilia a venit și ne-a mai dat ajutoare. Cât a putut și dânsa, cu cine a putut. Vă mulțumesc frumos și condolențe. Ați auzit, doamnelor și domnilor, tragedia prin care a trecut familia Chiper. Bun, Robert, îți mulțumesc pentru aceste informații. O adevărată tragedie este acum în aceste județe, Sarmiza, Andronic. Poți să fii de fier și tot nu are cum să nu te impresioneze ce vezi acolo. Și întrebarea este dacă într-adevăr s-ar fi putut face ceva, să nu ajungem. Acum, dacă s-ar fi putut face ceva, nu știu dacă am fi putut salva pe toată lumea. Dar e foarte clar că poate că într-adevăr dacă ar fi existat o mobilizare, având în vedere că au mai fost două inundații foarte puternice în ultimii ani, 2013-2016, adică nu foarte de mult. Probabil că n-ar fi fost oamenii ăștia atât de, cum să spun, afectați, poate afectați, nu știu, e un cuvânt blând, numai că poate n-ar fi pierdut tot, pentru că zilele astea am tot văzut oameni plângând, oameni care nu mai au nimic, oameni care și-au pierdut rudele. Și știi ce e grav că, și ce e trist? Faptul că noi ne uităm la televizor, dar și noi avem prieteni acolo. Și noi avem rude în județele respective. Ce facem? E foarte trist că ești departe, că nu poți să faci nimic, că toate aceste ajutoare se pot duce pentru un termen scurt. Chiar vedeam și nu vreau să fiu înțeleasă greșit, am mai spus lucrul ăsta. Am văzut ajutoare total nepotrivite, știi? Adică dacă tot faci un gest, nu le duce oamenilor făină, că n-au bieții oameni ce să facă cu făina acum, du-le de mâncare, du-le în așa, du-le lucruri, da, și du-le lucruri împachetate, pentru că acolo este un risc de boală uriaș. A vorbit ministru, cred că chiar aseară, despre ce se poate întâmpla acolo și câte boli pot apărea în urma acestor viituri. Pentru că îți dai seama, acolo este dezastru. Atunci facem un apel. Hai să facem un apel. Dacă tot facem lucruri bune, hai să le facem până la capăt, să le și gândim. Pentru că oamenii ăștia acum cu uleiul, cu făina, cu zahărul, n-au efectiv ce să facă. Hai să le ducem oamenilor lucruri pe care să le poată consuma acum. E important, pentru că vorbeai despre declarația ministrului, mă gândesc că te-ai referit la ministrul Alexandru Rafila. Da. Este important de precizat faptul că Ministerul Sănătății a alocat un număr de 5.000 de doze de antitetanus, pentru că e într-adevăr un risc mare de infecție, având în vedere că apa aceea vine de unde vine și sunt animale moarte, fântânile trebuie curățate. Știu că spuneau autoritățile că va fi aruncat clor în acele fântâni din cauza infecțiilor care sunt preconizate a se fi instalate acolo. Lorena Stoian, vă rog. Cu toții ce mai poate ne uităm, da, foarte puține cuvinte de spus în mod evident, mai mult trebuie trecut la zona faptelor și sunt oameni care într-adevăr sunt pe teren acolo și depun toate eforturile ca cei care trec prin aceste drame să își găsească resortul să o ia de la capăt, pentru că din păcate sunt foarte multe familii care o iau de la capăt după ani de muncă, au pierdut totul într-o noapte și asta nu este ușor de trecut, în primul rând la nivel emoțional și nu mai spunem după aceea și la nivelul material.
imaginile sunt cutremurătoare, însă realitatea din spusele celor cu care am luat legătura este groaznică, pentru că acolo se află copii bătrâni care nu se pot deplasa sau care au nevoie de cei care sunt în putere să se deplaseze și să-și găsească un loc de a dormi, în primul rând, și după aceea un loc de a-și reclădi viața de zi cu zi. Și așa cum spunea și Sarminza, este extrem de important ce se face pentru oamenii acestea și trebuie o coerență în măsurile care se iau. Da, nu este prima dată când se întâmplă. Din păcate, tragediile sunt din ce în ce mai mari. Natura ne va surprinde din ce în ce mai tare, pentru că vedem schimbările climatice care tot vor veni și se vor năpusti asupra noastră. Și eu am un mesaj, acela de a avea foarte multă grijă cu copiii, cu ce se dă, cu ce mănâncă, cu ce beau, pentru a nu se răspândi infecțiile, pentru că sunt primii copiii și bătrânii care vor fi supuși acestui risc și este păcat. Și așa au avut pierderi de vieți omene și așa și-au pierdut casele, nu trebuie să mai existe pierderi suplimentare. Întrebarea pe buzele tuturor este: de ce nu s-au luat măsuri? De ce această situație nu a fost evitată? Pentru că se putea întâmpla acest lucru dacă autoritățile își făceau treaba așa cum trebuie și așa cum au promis de fiecare dată. Și în 2013, la fel cum spunea Sarmiza, dar și în 2016, atunci când din nou viitura a venit peste acești oameni. Haideți să vedem ce spune premierul Marcel Ciolacu, pentru că a fost întrebat cu privire la acest lucru. În primul rând, eu n-am avut nicio informare. În al doilea rând, să știți că cu natura nu poți să te pui. În acest moment, în schimb, am mutat toți specialiștii și de la Iași, fiindcă ei țin ca și organizare administrativă de Iași și experții de la apele române din București. Am făcut o solicitare și către mediul academic, Universitatea de Construcții, să vedem dacă se poate lua sau se pot face anumite investiții ca să nu se mai întâmple acest lucru. Față de 2013, cantitatea de apă a fost de aproape de 3 ori mai mare. Era foarte greu să poți gestiona o asemenea furie a naturii. Bun, deci aceasta este reacția premierului Marcel Ciolacu la scurt timp după ce ați văzut, după ce a încetat acel potop. Ștefan Pălărie, se putea face ceva, putea fi prevenit real situația de acolo sau măcar să nu fim la amploarea în care s-a ajuns, pentru că, așa cum spunea și premierul, în acest cantitatea de apă de acum a fost de aproape 3 ori mai mare față de anul 2016. Deci, oricum, s-ar fi ajuns într-o situație nefavorabilă, dar putea fi redusă, oare? Dumneavoastră mă întrebați o chestiune foarte simplă. Se putea face oare ceva cu adevărat pentru măcar limitarea efectului devastator a acestor inundații? Și eu cred că da, personal. Da, sigur, nu trebuie să mă credeți pe mine, sunt senator de opoziție și s-ar putea să spuneți că sunt subiectiv. Bine, în 2015-2016 la guvern era USR, domnul Cioloș. Deci nu era PSD. 2016, dacă nu greșesc, ianuarie până în decembrie. Atunci când a avut loc penultima... Da, nu, ce vreau să spun este că pentru a nu opera în subiectivisme Ștefan Pălărie, senator opoziției, am cerut o comisie de anchetă. Cerem ca în Parlamentul României să fie invitați cei de la Apele Române și nu doar nouă unor oameni politici, dar și unor experți să ne spună dacă într-adevăr a fost făcut sau nu a fost făcut. Poate că a fost făcut ceva, dar insuficient. Înțeleg că suma la care s-a ajuns să fie alocată pentru lucrări de îndiguire, de reparații, de distribuție sau, mă rog, de control al apelor, este o sumă consistentă, o sumă impresionantă. Acum, dacă toate lucrurile astea au fost făcute de bună credință și utile, dar într-adevăr debitul a depășit, eu cred că poate să fie și un semnal că de acum încolo trebuie să ne pregătim pentru viitor, pentru efecte din acestea devastatoare, da? Instabilitate meteorologică, secetă urmată de volume de apă colosale și atunci, pentru a nu mai fi prinși nepregătiți, să nu uităm, cred că a ajuns la 7, din păcate, bilanțul morților. La 12. La 7, am confruntat cu Libanul, da. Nu, 7 morți, din păcate, 7 semeni de-ai noștri și-au pierdut viața în aceste inundații. E o tragedie, fiecare pierdere de viață omenească, evident, și atunci este obligația noastră, datoria noastră morală să facem tot ce este posibil. Eu sper să fie confirmată și votată favorabil această anchetă, această comisie de anchetă în cadrul Parlamentului și apoi, evident, discuțiile trebuie să fie purtate cinstit, chiar și după terminarea campaniei electorale, pentru că ultimul lucru pe care ne dorim este să fie mai degrabă
o gâlceavă electorală și, de fapt, nimic să nu se întâmple pentru românii din România. Bun. Domnule Guran, bună seara din partea PNL. Ce asigurări primim în acest moment că, într-adevăr, se va schimba ceva de această dată, că se va face ceva? Bună seara! Bună seara! Eu spun că lucrurile încet, încet se schimbă. România, indiferent de ceea ce spunem, de ceea ce gândim când suntem în opoziție, când suntem la putere, lucrurile au mers înainte. România, de multe ori, datorită mediului de afaceri, datorită oamenilor, dar nu putem spune că în România lucrurile nu s-au schimbat. Cei care nu despre asta e vorba, domnule Guran. Poftim? Nu despre asta este vorba, despre faptul că nu s-au schimbat lucrurile. S-au schimbat și suntem într-o continuă evoluție. Se vede că suntem mai bine de acum 10 ani, dar totuși în acest caz se putea face mai mult. Întotdeauna se poate face mai mult, este foarte clar. Așa că... Bun, atunci haideți să o dăm altfel. Ce mesaj le transmiteți celor de acolo, din județele Galați și Vaslui, celor care vă reproșează că nu ați făcut nimic, politicienilor vouă? Acum, într-adevăr, oamenii când sunt în suferință, nu poți să le spui că nu au dreptate, pentru că întotdeauna cel care e în suferință are dreptate. Dar eu spun că anumite lucruri s-au rezolvat, într-adevăr, anumite lucruri nu s-au rezolvat. Și vă spun despre ce cred eu că ar fi trebuit făcut și nu s-a rezolvat, indiferent de cine a guvernat, nu a reușit acest lucru. Acea prevenție care este normală, este adevărat, costă foarte mult să faci acest lucru, dar inclusiv faptul că acum 11 ani, mi-aduc aminte, cu Ponta, era prim-ministru și mergea pe acolo cu doamna Doina, așa, și s-au întâmplat nenorocirile. Cred eu că atunci, în loc să ne apucăm să investim, să spunem, sau să intervină din fondul de rezervă guvernul pentru a-și reconstrui casele, cred că ar fi trebuit atunci mai multă minte să nu se reconstruiască în același loc. Pentru că uneori costă extraordinar de mult să poți să rezolvi problema unor inundații. Ar costa mai puțin anumite case să fie făcute în altă parte și să poată fi protejate de asemenea necazuri. Scuzați, domnule Guran, dar ați văzut imaginile. Deci erau vorba de suprafețe inundate imense, pur și simplu. Da? Zone cu un metru de apă înălțime, un metru jumătate nămol. V-am ascultat cu atenție, dar mi-e teamă că nu se puteau construi aceste case în altă parte, la munte sau în alt județ. Nu mi-e foarte clar principiul pe care îl propuneți. Da, este adevărat. Acum vă spun ceva. Acum vreo 12 ani, cred, s-au investit vreo 40-50 de milioane de euro într-un studiu care spunea foarte clar unde poate să fie zona inundabilă, unde nu poate să fie. Din păcate, acest studiu nu a fost valorificat pentru a se lua măsuri. Că, într-adevăr, în anumite zone se poate rezolva să nu mai să ajungă la inundații, dar... Și atunci... Bine, da, pe de altă parte, sigur, oamenii ăștia sunt foarte triști. Și-au pierdut tot. Sunt... Unii chiar în doliu. Deci, mi-e foarte greu să vorbesc despre aceste familii. Însă, au fost două rânduri de alegeri de atunci. Totuși, știi, nici oamenii nu cer. Uite, au ales un primar. Eu nu știu cine e primar acolo sau care sunt primarii de acolo. Nici nu mă interesează din ce partid sunt. Dar oamenii știu cu ce se confruntă în mod normal. Bine ar fi să primarii să treacă, nu știu, ca temă de campanie, ca subiect principal și această, sau mai ales această problemă a inundațiilor. Dacă știi că faci parte dintr-o astfel de zonă, că urmează să manageriezi o astfel de zonă, păi fă în așa fel încât lucrurile să funcționeze. Vino și spune-le oamenilor ce vrei să faci, având în vedere că urmează, da sau nu, sau cu repetiție, da, o situație de criză acolo. Inundațiile n-au venit peste noapte, inundațiile au mai fost. Asta este important. Nu sunt zone care au fost luate prin surprindere, pentru că e foarte adevărat că cu natura nu te poți pune. Dar poate avem totuși niște instrumente ca să luptăm, măcar să atenuăm din pagubele pe care, iată, le-am avut de data asta. Bun, urmează o nouă rundă de ploi și inundații, cel puțin acesta este avertismentul
ANM. Sperăm totuși ca situația să nu fie la fel de gravă, precum s-a întâmplat în acest weekend care a trecut. Mergem mai departe, însă luăm o scurtă pauză de publicitate, doamnelor, domnilor. Când ne reîntoarcem, discutăm despre ce vrea să facă președintele Klaus Iohannis pentru a deveni senator. Sau mai bine spus, cum vrea PNL-ul să-l ajute pe Klaus Iohannis să devină senator. A fost depus un proiect, un amendament, de fapt, la proiectul deja existent, care îi va permite președintelui să candideze pentru Senat. Revenim și discutăm despre acest subiect, dar și despre multe altele, imediat. Am revenit în direct, doamnelor și domnilor. Partidul Național Liberal a depus în această după-amiază proiectul de lege care să-i permită președintelui Klaus Iohannis să devină senator. Ia scenariul care ar urma să se contureze după ce va ajunge acesta senator este de a lua locul lui Nicolae Ciucă. Și vreau să vorbim despre cât de legală, că morală cu siguranță nu prea e această dorință a președintelui Klaus Iohannis, dar ce mai contează, vreau să vorbim despre cât de constituțional este acest lucru și discutăm cu domnul Gheorghe Iancu, expert în drept constituțional, de asemenea profesor. Bună seara, mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Până la urmă, cum vedeți acest lucru? Este constituțional? Se poate? Că totuși e acolo un termen, cum ar veni președintele Klaus Iohannis, trebuie să promulge această lege care practic îi va deveni favorabilă. Asta e primul lucru. Doar lui. E o proastie. Nu aud foarte bine. Vă rog. Este o proastie, pentru că deputații senatorii sunt aleși. Nu sunt lui. Bun, și mâine va fi pe ordinea de zi acest proiect de lege. Cel mai probabil va trece sau nu de Parlament și președintele, cu siguranță, mă gândesc că va fi și atacat la Curtea Constituțională. Și atunci întrebarea mea este, practic va încălca Constituția, ceea ce vrea să facă PNL-ul pentru Klaus Iohannis? Cum vedeți dumneavoastră? Am încălcat toate legile, toate astfel v-am dat bine. Poate de asemenea, domnule Iancu, o lege să fie dată explicit pentru un singur om? Nu se poate. Nu se poate pentru că trebuie constituție, nu trebuie de lege. Deci dumneavoastră credeți că dacă va fi atacată la Curtea Constituțională, va pica acest proiect de lege? Când acum să vedeți? Sunt profesor de drept constituțional. Bun, argumentul celor... Una este drept de constituțional la fel. Acum argumentul celor de la PNL este că și domnul Iliescu a făcut același lucru. Ce e diferit față de 2004? Nu mi-aduc aminte să fie așa. Bun. Mulțumesc foarte mult. Vă rog. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Gheorghe Iancu, pentru explicațiile dumneavoastră. Ștefan Pălărie, cum vedeți ce se întâmplă acum? Este o nenorocire. Nu, pur și simplu mie îmi este, ca cetățean, ca om, ca senator, rușine să vorbesc despre o astfel de făcătură. La ce mă refer? Așa cum a spus noastră foarte bine. În primul rând, e un conflict de interese pentru că domnul Iohannis va semna pe promulgarea legii pentru domnia sa. Mai jos sau mai în amonte, dacă mergem. O să fie un pic penibil atât pentru PNL-ul care astăzi susține această lege, cât și pentru PSD-ul care, dacă legea asta va trece, va fi trebuit să fie votată de PSD. Nu știm încă această dacă va vota. Nu știm încă, dar, repet, dacă ajungem la acel scenariu cu promulgare, e clar că pe parcursul parlamentar au fost cumulate voturile necesare. 3. Dom'le, asta este problema cea mare a României, repet, da? Deci noi așteptăm, noi USR-ul am insistat să avem legea de reparație a reformei pensiilor, care urma să fie ca o bombă cu ceas să intre în vigoare la 1 septembrie. Nu s-au grăbit.
Am insistat pentru eliminarea taxei pe boală, dacă mai țineți minte, de nenumărate ori. Nu s-au grăbit. Acum brusc ne grăbim, pentru că vă spun de la colegii mei, s-au dat niște termene din astea foarte bruște. Astăzi și mâine ar trebui să se întâlnească comisiile de resort să analizeze și să dea avize sau raport pe această modificare legislativă. Dumnezeule, unde am ajuns? Dar nu vreți să spunem și care este această modificare? Ca să înțeleagă telespectatorii? Sigur că da. Adică e simplu. Cei care sunt nici pe lista de deputați, nici pe lista de senatori, nu pot candida independenți de pe lista partidelor, cu excepția președintelui României. Aceasta este modificarea. Aceasta este modificarea. Aceasta este propunerea de modificare. Despre asta vorbim. Despre asta să înțeleagă oamenii. Se exceptează președinte. E o lege cu super dedicație. Asta doriți să spuneți. Asta vreau să spun. Exact. Asta am vrut să înțeleagă telespectatorii despre ce fel de modificare vorbim. Eu am fost la fel de indignat când în noile legi ale educației, pentru că sunt senator de educație, a apărut președinția ca fiind enumerată în lista celor care sunt funcțiile pentru care se poate suspenda o catedră. Știm, acela este faimoasa catedră de la Sibiu. Și era adăugată în lege și funcția de președinte care lipsea. Dom'le, dar am ajuns acum să facem toate excepțiile pământului pentru funcția de președinte. Și iar revenim la chestiunea asta. NATO nu. Da? Apropo de minciunile că de fapt sunt domnul Iohannis avea toate căile deschise pentru toate porțile de carieră. NATO nu. Uniunea Europeană nu. Acum a ajuns să folosească aproape de hârtie igienică, inclusiv instituția Parlamentului, doar ca să găsim o pensie pentru domnul Iohannis. Nu, ajunge să fie absolut regretabilă situația asta. Vedem ce ne spune domnul Guran. Domnule Guran, chiar orice pentru un om în această țară? Acum, eu cred că, trecând peste controversa politică, peste opoziție, putere și așa mai departe, eu încerc să judec în felul următor lucrurile. Vă rog. Este un cetățean care dorește să candideze. Nu și se schimbă legea pentru el. Le interzise și să permite să candideze. Dacă cetățenii doresc să-l voteze, îl votează. Dacă nu doresc să-l voteze... Dacă dumneavoastră dați cetățenilor instrumentul potrivit, domnule Guran, dumneavoastră înțelegeți că ne râdeți nouă în față? Ce mi-aș dori eu în România? Să avem așa înverșunare și dezbatere și hotărâre pe lucrurile importante. Foarte bine, de ce nu sunteți? Că noi toți spunem aici. Deci, la noi chestia cu capra vecinului funcționează foarte bine. Deci toată lumea, sau toată lumea, mult acum... Nu, capra asta e doar a dumneavoastră, nu e a vecinului. Nu vorbim despre altceva. Dacă încă nu și-a anunțat candidatura. Foarte bine, din punctul meu de vedere. Domnule Guran, știți care este supărarea? Nu este supărarea că avem experiența unei Guran. Domnule Guran, nu e vorba despre răutate. Domnule Guran, încerc să fiu obiectiv. Bun. Și să gândesc dacă e bine pentru România, nu e bine pentru România. Bun, și tocmai asta vă rog să rămâneți. Dacă va candida Claus Iohannis, este bine sau este rău pentru România? Este o întrebare. Dacă va ajunge un senator, cred eu, un senator foarte bun. Bun, domnule Guran, nemulțumirea sau indignarea oamenilor, mă ascultați puțin, domnule Guran, că vorbim aici unul peste altul și nu se înțelege nimic. Nemulțumirea sau probabil indignarea oamenilor, pentru că nu știu dacă știți, acum pe internet, în spațiu public, se vorbește despre acest lucru, este de ce a fost nevoie pentru un singur om să fie modificat o lege. Acum. Pentru că înainte, cu mai puțin de fapt de 3 luni până la data alegerilor, despre asta este vorba. Și este clar, nu și-a anunțat candidatura domnului Iohannis. A fost întrebat astăzi ce a făcut. Le-a rânjit jurnaliștilor, colegilor mei, astăzi la ASE sau unde a fost prezent. Visez la momentul acela când în România așa. Nu ne mai punem întrebarea de ce pentru drepturile unui singur om se modifică o lege. Ar fi bine pentru orice om. Și noi ne spunem același lucru. Păi asta ne întrebăm și noi. De ce? Are dreptate constituțională să se poată modifica o lege. Și acum nu o spun din un anumit partid politic sau ceva de genul acesta. Deci nu cred că trebuie să ne punem întrebarea de ce pentru... Nu. Dacă omul are dreptate, trebuie să o modificăm. Uite, de exemplu, acum... Cu toate că suntem într-o controversă totală cu PSD-ul. Eu afirm că de fiecare dată... Eu sunt militar, post-militar. Și vă spun din start, nu am pensie militară. Dar le-am dat dreptate celor care afirmă de atâtea ori că nu e posibil un comandant de unitate, un colonel care a ieșit cu 25 de ani la pensie să aibă pensie... Mă rog, ne ducem într-un alt subiect. Bine, domnule Guran, haideți vă rog frumos, pentru că imediat... Domnule Guran, vorbim despre pensie și militarie și nu are nicio treabă subiectul bun. Vreau să... Domnule, ascultați-mă, păi vorbiți despre ceva ce nu are legătură cu subiectul. Acum cred că vorbesc eu puțin, după care vă ascult. Nu, în
această emisiune, domnule Guran, eu stabilesc cine vorbește și v-am spus că încercați să duceți în eroare subiectul principal pe care îl avem. Vă rog frumos să opriți microfonul. Vreau să vedem ce spune premierul Marcel Ciolacu, doamnelor, domnilor, pentru că a avut o reacție în această dimineață cu privire la acest subiect. Haideți să vedem. Rămâneți cu noi o secundă. Ați discutat cu domnul Ciucă despre posibilitatea candidaturii lui Klaus Iohannis la parlamentare, modificarea legii? Cer scuze. Nu am discutat. Deoarece domnul Iohannis presupun că nu vrea să candideze pe listele PSD-ului. Nici PSD-ului. În coaliție. Lorena Stoianu. Da, exact așa cum a spus și primul ministru. Nu am fi aflat că domnul Klaus Iohannis își dorește să candideze. Pe de altă parte, această modificare de lege nu ar veni dacă nu s-ar ști că există o dorință din partea acestuia neexprimată public că își dorește. Nu poți să modifici o lege dacă nu știi că există o intenție. Din partea Partidului Social Democrat, din câte am înțeles, nu s-a discutat acest subiect în coaliție, nu s-a luat nicio decizie. Cu siguranță se vor face analizele potrivite. 100%. Sigur că da. Dacă mă întrebați, nici nu știu dacă este constituțional la acest moment să se intervină legislativ. Nu am expertiză în zona constituțională atât pe cât să-mi pun un punct de vedere, însă nu sunt de acord nici eu cu ce a spus colegul de la PNL, că orice cetățean, dacă vine cu o propunere, gata, de îndată se modifică o lege. Nu, sunt niște analize, niște studii care se fac. Dar, repet, din perspectiva Partidului Social Democrat, cu siguranță se va analiza foarte atent această solicitare. Sarmiza Androni, cum va fi acest proiect? Pentru cine va fi în dezavantaj? Sau cum vezi? Păi, mie nu-mi place genul ăsta de retorică. Chiar pentru oricine, orice și mai e ceva. Când avem un coleg de partid, și e valabil pentru absolut toate partidele, un lider, fie el județean, nu știu, local, să zic, nu știu, național, există această solidaritate de a lua pe cineva în brațe și dacă are dreptate și dacă nu are dreptate. Este o demență, efectiv, iartă-mi cuvântul. Îmi spune domnul Guran că este dreptul lui, că dacă este spre binele românilor, dar cine decide dacă e binele românilor? Până la urmă trebuie să existe totuși un bun simț și niște reguli după care o societate să se pe care o societate să le respecte. Eu mă uit la țările de dincolo de gardul nostru, ca să zic așa, și pe cuvântul meu că constat de multe ori nu mă uit foarte admirativ vis-a-vis de anumite probleme. Mă, da, sunt țări care au reguli, au principii. Se învârt toate aceste țări și funcționează după aceste principii. Asta înseamnă o societate așezată. Ori dacă noi, de fiecare dată când vrea domnul Iohannis ceva, vorbim în spațiu public câte trei zile despre o dorință a domniei sale, că așa vrea domnul Klaus Iohannis, că se poate, că nu se poate, că are voie, că nu are voie, cum a fost și cu anunțarea candidaturii la Secretariatul General al NATO. Toată lumea a spus, nu se face așa din punct de vedere diplomatic. Nu, domnia s-a ținut-o în continuare, de ca și cum Europa asta și NATO mai ales ar fi a lui Klaus Iohannis în buzunar. Nu e regulă, pentru că nu ni se explică, ni se spune doar că trebuie să acceptăm. Asta m-a deranjat la domnul Guran. El ne certa pe noi că noi nu acceptăm. Nu, astea nu sunt argumente. Ceea ce a spus domnia sa nu sunt argumente. Dacă ar fi dorit să mai continue dialogul, l-aș fi întrebat cum va face președintele Klaus Iohannis după alegerile de la 1 decembrie, când trebuie practic instalat noul parlament și în continuare domnia sa este și președinte. Și depunerea jurământului în ședința solemnă pe plen la Senat. Mai e ceva. Totuși, Klaus Iohannis, înțeleg că de la președinție a venit un comunicat în care se spunea că nu va demisiona. N-a spus nimic de candidatură. Când vezi că societatea românească, da? No. Tu, președinte al României, își pune această întrebare, nu vii totuși cu o lămurire? De ce dai doar cred o jumătate că, de informație? Cred că o bucată din codul administrativ și în prevederile legale spun că ai 30 de zile atunci când te afli în conflict de interese să-ți rezolvi conflictul. Da. Și atunci probabil că domnul Iohannis mizează pe faptul că alegerile parlamentare vor fi pe 1 decembrie, numărătoarea, raportul și tot, și va avea exact 30 de zile să iasă din această incompatibilitate. Dar aveți dreptate, operațional e o nebunie. Fuge la Cotroceni, vine la Senat să-și depună jurământul, iar fuge la Cotroceni. După care aș vrea să mai spun ceva, nu mi-ați acordat ocazia, dar l-aș întreba pe domnul Guran dacă domnul Guran
coleg cu domnul Iohannis, știe de câte ori a fost vehement. De câte ori a fost domnul Iohannis în Parlamentul României ultima în ultimii 5 ani. Păi tocmai asta discutăm. Deci aproape, deci nu mai știu când a fost exact, în anul 2019, discutăm probabil despre zero interes. Când tu ai fi putut să fii ca președinte al țării oricând în Parlament, acum brusc, după ce a plecat visul NATO, a plecat visul european, a rămas visul umed, mă scuzați, al Senatului? Chiar aici am ajuns. Și dacă nu o să candideze, noi toți pierdem timpul, vorbim despre președintele României, care, ce să vezi, mai are un vis să candideze, că nu și-a mai găsit locul pe nicăieri. Dar este penibil să vorbești să așa. Senatului. Dacă nu ne trezim cu el și prim-ministru, ascultați-mă. Bun, să vedem, așa cum a spus PSD-ul, încă nu a anunțat cum va vota. Cum va vota. N-a anunțat nici în studio și n-a făcut-o nici pe canale oficiale. S-ar putea ca, mai țineți minte, acel luptător sau dansator kenian care s-a aruncat în apă cu fotografia familiei prezidențiale din România, s-ar putea să fie adus mai degrabă, pare până acum, ghinion. Nici acolo, nici acolo, poate nici acolo. Și am scăpat cu toții. Bine. Și noi românii măcar rămânem fericiți după un mandat dezastru a domnului Iohannis. Vom vedea ce veți face cu toții, pentru că va trebui să votați, dar vreau să vedem care este reacția unui lider important al PNL, care spune așa, domnul Stolojan: Klaus Iohannis ar trebui să-și caute o cauză nobilă pe care să o înceapă să o susțină, să o dezvolte. Nu cred că este bine să devii șeful unui partid politic, chiar și PNL, după ce ai fost președintele României. Când ai o asemenea funcție, după părerea mea, nu-ți mai propui când termin să te duci și să te amesteci din nou în politică cu deputați și senatori cu înjurătură. Aceasta este reacția și ne aducem aminte, săptămâna trecută, un lider marcant al Partidului Național Liberal spunea că s-a terminat epoca Iohannis. Rămâne de văzut. Vreau însă să mergem mai departe, tot în spectrul acesta politic, pentru că avem o propunere cel puțin interesantă. Mircea Joană susține că dacă tinerii de peste 16 ani și-ar dori să voteze, ar putea susține un astfel de proiect. Haideți să-l ascultăm. Știți că vrem să coborâm vârsta de vot la 16 ani? Nu știu. Dar serios vorbesc. Se întâmplă toată Europa. Acum în Malta au făcut-o, în Grecia au făcut-o. Unii au 16, unii au 17, funcție de tipul de alegeri. Dar eu cred că tinerii și tinerele din ziua de astăzi atât de matură, atât de repede încât... Da, și știu ce vor. Știu ce vor și cred că ar fi foarte bine. Sunt acum foarte mulți tineri care votează prima dată. Vreau să fiți și voi. Câți ani aveți? 16 ani? 17. 17. Următoarea tură votați și voi. Și la ultimele alegeri au votat mai mulți tineri care de 18 ani și un pic mai mult decât cei de 25 și mai mult. Adică sunt foarte implicați, sunt foarte interesați de ce se întâmplă. Responsabil. Responsabil, da. Bine, vă așteptăm la vot atunci la data viitoare. Dar ideea, dacă e, mi se pare bună și dacă vă place și vouă, o facem. Dacă vă place și vouă, o facem. Lorina Stoian, cum vedeți? Mie mi se pare absolut șocant să vină din partea tocmai a domnului Joană, despre care știm că totuși are o expertiză politică. Nu poți să vii și să spui o asemenea inepție. Eu vă spun că nici tinerii de 18 ani nu știu cine candidează, nu au informații și pe foarte mulți dintre ei nu îi interesează. Apoi să te duci la cei de 16 ani care abia intră pe băncile liceului, au cu totul alte preocupări și în niciun caz zona politică nu este o prioritate pentru ei. Mai mult decât atât, sunt absolut convinsă că majoritatea dintre cei care erau acolo nici nu știau cine e până în momentul în care s-a prezentat și probabil că a zis. Deci, iarăși spun, sunt absolut surprinsă că un om cu expertiză politică vine cu asemenea și propunere la nivel teoretic. Repet, dacă ar ști ce în mintea unui copil de 16 ani, nici măcar la nivel de glumă nu și-ar permite să facă o asemenea afirmație, apoi ca o propunere legislativă. Vă repet, ar trebui și aș da un sfat să vorbească cu tinerii de 18 ani, de 19, de 20, să vadă ce părere au despre politic, cât interes au sau nu, da? Și apoi și cine sunt oamenii politici pe care ei îi votează. Deci, bun. Închid spunând, repetând, pentru că trebuie, prematur, dezamăgitor. Nu prematur, ci dezamăgitor că poți să ajungi la un asemenea nivel de pentru a încerca să mai câștigi câteva voturi. Și dacă și-a terminat partea și are toată partea adulților... Dar la cine se câștige voturi? Că vorba cu niște copii de 16 ani și a zis, dacă vreți, o facem. Și a întors spatele. Poate la cei de 18? Care sunt vorbea cu niște
tineri de 16 și 17 ani. Deci adică... probabil că a terminat cu electoratul adult, a văzut că electoratul adult are o poziție și atunci se îndreaptă către copii. Ștefan Pălărie, sunt state unde e drept nou în Uniunea Europeană, unde se poate vota abia de la 21. Așa este. Acum, să știți că nu o să fiu în total de acord, cu doamna Stoian și o să explic un pic de ce. Sunt parțial de acord cu ceea ce a spus domnia sa. Sunt probabil tineri la 18 ani care au zero contact sau informare legat de zona politică. La fel de adevărat este că sunt și persoane de 65 de ani care au la fel de nebuloasă ce înseamnă candidați, de ce să candideze, ce înseamnă democrație, funcționarea statului și așa mai departe. La fel cum am întâlnit fie la vârste mai înainte, dar și la vârste foarte fragede. Dar mai au totuși o expertiză. Tineri care au spus, abia aștept să împlinesc 18 ani vârsta de vot ca să pot vota. Și atunci pe mine m-au intrigat dialogul și am luat așa la bani mărunți, cum se spune. Dar ce face? Sau ce... Tânărul acela avea o cultură generală legată de zona politică impresionantă, absolut impresionantă. Acum, aveți dreptate, sunt și teste psihologice care spun că există o formă de reorganizare neuronală a tuturor adolescenților, și că acest lucru continuă până la vârsta de 21 de ani pe care o indicați în legislația altor țări. Eu personal cred că spațiul european va ajunge la coborârea vârstei de vot, cel puțin pentru alegerile europarlamentare, la 16 ani și că va activa o zonă din asta în care până la urmă discutăm despre două generații, cei cu vârsta de 16 ani, cei cu vârsta de 17 ani, suplimentar față de, să spunem, cohortele celor care în funcție de anul nașterii votează în statul român sau în statele europene. Nu cred că nu va fi o diferență atât de mare. Deci dacă cineva consideră că și cu o prezență distrugătoare la vot, 100%, cele două generații suplimentare, care cred că în România sunt undeva la 150.000 de tineri ori doi, cam atât sau în perioada respectivă s-au născut. Eu nu cred că cu 300.000 de voturi vor fi schimbări majore, chiar dacă e prezență 100%. Pe de altă parte, din perspectiva onorării și a faptului că societatea a evoluat, că într-adevăr accesul la informație, repet, partea cu formarea creierului relativ instabilă, sunt total de acord cu argument, dar nivelul de maturitate al tinerilor de astăzi, comparativ cu cel de acum două generații, este cu totul altfel. Domnule Pălărie, avem o generație, aceasta de 16 ani, care este orientată spre altceva. Am devenit cu toții mai superficiali. Dacă nu avem o pasiune pentru politică, dacă nu avem meseria legată de politică... Din cauza tehnologiei, probabil că urmează să spuneți. Exact asta urmează să spun. Din cauza tehnologiei. Pentru că ea nu este folosită și în acest sens. Și atunci eu întreb, dacă dumneavoastră ca și politicieni vreți să faceți, o fi bine, da? Vreți ca acești tineri să voteze de la 16 ani, ce faceți ca ei să fie informați? Că ei singuri nu-și caută informația. Încă o dată, există o educație politică. Sigur. Există o educație civică. Și din educația civică ne putem duce în educația politică. Și eu explic, vă răspund la întrebare. Și la școală nu avem voie cu politicul. Da. Organizarea de evenimente în care să vorbim despre politic la vârsta asta, nu avem voie să legea facem. Legea spune clar că nu cu minori, ceea ce înseamnă și minori. La 16 ani, sunt privați. Și atunci eu întreb, cum rezolvăm această problemă? Nu de alta, dar există riscul ca aceștia să intre în cabina de vot și să nu aibă habar. Corect. Habar pe cine votează. Acum... De ce? Pentru că se bucură la 16 ani că au un drept, dar nu știu ce să facă cu el. Acum vreau să vă răspund, dacă îmi permiteți. Mai puțin de un minut. Este o certitudine. Acei copii au probleme majore în școală. Ei trebuie să învețe, sunt preocupați că urmează să aibă un bacalaureat, că trebuie să își urmeze drumul în viață, să caute o facultate. Prioritățile lor sunt altele. Cred că orice părinte îi spune propriului lui copil în liceu că prioritatea ta este școala și să te orientezi asupra ceea ce vrei să faci după ce termini liceul. În niciun caz nu va fi prioritatea generală a copiilor de 16 și 17 ani cine va fi președintele României. Ci da, sunt de acord, doar copiii care pot să urmeze facultatea de științe politice. Bun. Asta da. Vă rog, dar foarte scurt. Vreau să spun așa, pe de-o parte există un rol instituțional și, de exemplu, Uniunea Europeană face eforturi și alocă bani consistenți pentru exact acest subiect. Informarea cetățenilor europeni despre importanța alegerilor europene, despre cum funcționează instituțiile. Există programe și cu participare fizică și online sau website-uri de informare. Vreau să și într-adevăr va fi rolul politicului care va avea, dacă nu se schimbă legislația aferentă, într-adevăr, și anume va fi interzisă inclusiv un pliant oferit pe stradă unui copil minor. Ajungem să avem acest segment de vârstă 16-17 neacoperit. Haideți să mergem deocamdată la colega mea, Daria Floroiu, pentru că avem informații noi în cazul incendiatorului de la Parlament. El a fost arestat pentru 30 de zile. Bună seara, Daria!
Bună seara, Rafa, bun găsit tuturor. Bărbatul care a incendiat o încăpere din Palatul Parlamentului a fost depistat seara trecută, puțin după ora 23, de către oamenii legii și a fost reținut pentru 24 de ore cu propunere de arestare preventivă. Încătușat și flancat de agenți, bărbatul a fost dus la audier, iar în fața jurnaliștilor acesta a încercat să explice gestul său șocant, le-a spus acestora că a fost ca un semnal pentru clasa politică. Bărbatul are domiciliul în comuna Ștefan cel Mare din județul Vaslui și este stabilit în Italia de câțiva ani, iar familia și apropiații spun că ei habar nu aveau că omul s-a întors în țară. După ce a fost căutat multe ore, se pare atacatorul a fost găsit la un hotel din sectorul 3 al capitalei, la o distanță de aproximativ 6 km de locul unde a avut loc incidentul. Acum bărbatul riscă închisoare de până la 7 ani pentru distrugerea unui bun prin incendiere și pentru că a pus în pericol și alte persoane. În urma incidentului grav de securitate, 300 de persoane au fost evacuate, dar din fericire nimeni nu a fost rănit. În căutarea lui a fost mobilizat o adevărată armată de polițiști, au fost efectuate mai multe verificări în capitală, dar și în alte 4 județe, printre care Vaslui și Iași. Daria, îți mulțumesc pentru aceste invitații, de asemenea și invitațiilor mei pentru prezența în această emisiune. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi, să aveți o seară frumoasă!